către biserică, către Dumnezeu, către cunoaștere. Bun, ce facem cu părinții care sunt atei sau care nu cred în, sau nu sunt creștini? Cum îi pot canaliza? Cel puțin să aibă o minte pozitivă. Aș dori să le pun o întrebare la acei părinți care sunt atei. Oare în viața lor nu s-a întâmplat niciodată o minune? Poate și-au însușit-o. Sunt unii care sunt egoiști și zic că datorită mie mi se întâmplă ce mi se întâmplă, pozitiv sau negativ. Oare, dacă are curajul să se uite în oglindă și să se uite în inima lui, va putea să spună că acea minune îi aparține? Asta numai un părinte sau o persoană. Vreau să vă dau un exemplu de părinte ateu. Acum 2 ani am fost însoțitor de lot la Olimpiada Interjudețeană la Putna. Am întâlnit acolo o fetiță de clasa 5-a, fiică de 2 medici din Cluj, atei. Acești părinți și-au dat în scris la școală că ei nu doresc ca fiica lor să participe la ora de religie. Fetița a stat, deși era ultima oră din program. Atât de mult îi plăcea această oră, ea a vrut să rămână. A ajuns să se ducă la olimpiada locală, să fie prima, pe Cluj. La religie, prima. Exact. Apoi a ajuns la faza județeană, prima pe județ, fără ca părinții ei să știe. Acasă, în camera ei, nu avea voie să aibă absolut nimic legat de scriptură, icoană, cruce și așa mai departe, de Dumnezeu. Fetița învăța la o colegă că mergea să o ajute la matematică. Deci vă dați seama, a mințit pentru Hristos. Oare minciună sfântă? Nu știu. E un oximoron ăsta. Eu că nu e minciună. Așa. Ei, fetița aceasta a venit la olimpiadă și ca să nu aibă nimic feminin, nu? O femeie trebuie să fie sensibilă, gingașă, răbdătoare, caldă. Au pus-o să facă arte marțiale. Cu lotul de la Cluj stătea cu cei de la Bisița, în aceeași cameră. Când am intrat în această cameră, așa am cunoscut-o pe fetița asta, imaginați-vă, eram cazați lângă mănăstire totuși. Fetița aceasta era de pe paturi. Ea avea o agitație impusă de acasă, că n-avea stare. Dacă stătea în loc, ea parcă era pe arcă. Am fost frumos de mânduță și mi-a zis, tu cine ești? Păi eu sunt Maria. Și mi-a zis povestea mea. Ei, copilul acesta a luat premiu 2 la olimpiadă. Și am zis, la olimpiadă interjudețeană, bătălie, nu știu, 11-12 județe. Și am zis, n-ai încercat să vorbești cu părinții tăi? Păi zice, am încercat odată și l-am închis pe tata. Dar cum ai reușit, Maria? Păi zice, l-am întrebat așa pe tata, tata, tu de ce le dai la oamenii aia medicamente? Păi că se vinde. Păi de ce se vindești, tata? Păi îi doare una alta, spatele, piciorul una. Tata, dar le vezi durerea? Păi nu le văd, numai le aud, le-o simt. Păi zice, nici eu nu văd pe Dumnezeu, dar simt. Asta a fost mărturia unei fetițe. Din doi părinți atei. Exact, din doi părinți atei. De asta spun că chiar orice ateu ar fi pe lumea aceasta, în orice moment îi dau o dovadă de credință. Anume, s-a trezit dimineața și se duce la baie și deschide robinetul. Crede că are apă. Spuneți-mi dumneavoastră dacă nu ar fi o dovadă de consternare dacă nu-i vine apa. Crede. E o formă de credință. S-a dus la trecerea de pietoni, vrea să treacă strada. Vede acolo roșu. Nu? Și stă. E o dovadă de credință că trebuie să stea. Altfel calcă mașina. Absolut. Toată viața e dovadă de credință. Un om lasă în urma lui urme. Urme. Le lasă în urma lui. Păi mă uit în universul acesta și îmi dau seama că este atât de bine construit. Imaginați-vă, suntem în sistemul solar în care știm, l-a făcut lumea de la Galileo, Copernic încoace. E soarele în centru, se mișcă în jurul axei lui. Vă rog să vă imaginați. În jurul soarelui se mișcă planetele, fiecare pe orbită axa lor. Da? Ele, la vârtul lor, se învârt în jurul soarelui. Și în jurul lor vin sateliți. Un fizician. Și atunci ce mai? Au să zică că asta ține de legile fizicii. Și cine le-a pus? Dar exact vorba ești totuși. Cine le-a pus?
Eu nu cred că totuși există oameni atei convinși. Cred că e doar își pun întrebări. Un curent. Le face modă. Plăcere. O modă, da. E un moft. Mai simplu că... să nu fie responsabil pentru faptele lor, că în momentul în care îi spui că ești ateu, nu ți-asume anumite responsabilități. Ei se doresc mai pragmatici, cred. Și ei spun că sunt oamenii ancorați în realitate. Nu sunt pragmatici? Dar nu-și dau seama că, de fapt, și ei cred. Și cred că strămoșii lor au crezut. Și strămoșii strămoșilor lor au crezut. Dar probabil într-un moment al vieții lor au luat așa o decizie. Eu sunt ateu. A la modă. Da, eu sunt ateu. Liber culpător. Da. Eu i-aș întreba, de ce? Zicea în documentarul respectiv de care vă vorbeam că l-am urmărit în weekendul ăsta, că de fapt cei care se cred credincioși, de fapt le este frică să-și asume responsabilitatea pentru faptele lor. Eu refuz să accept ideea că eu nu sunt conștientă și că mi-ar fi frică să zic, uite, dacă am greșit, am greșit, sau dacă n-am greșit, nu mi se însușește în totalitate decât într-un anumit procent că prin mine s-a realizat, așa a fost să fie, cineva m-a ales. Ori în momentul în care spui că ești ateu și că ești pragmatic și numai tu le vezi, deja este o doză de egoism și o doză de mândrie, de orgoliu, care, de fapt, lumea de ce a căzut? Tocmai de aici. Da. Eu totuși zic că nu există oameni atei. E doar o modă pe care ei vor să... E doar o idee pe care ei vor să... să și-o însușească ei. Dar nu se poate, pentru că nu există, în viața fiecărui om există minune. În viața fiecărui om s-a întâmplat măcar odată o minune. Și nu mă refer la simple minuni. Sunt, ceva ce nu pot explica. Da, ceva ce nu pot explica. Sunt părinți la care copilul bolnav, medicii n-au dat nicio șansă de supraviețuire și rugându-se la Dumnezeu, cu toate că până atunci n-au făcut-o, copilul s-a vindecat. Sau ei au avut boli și s-au vindecat prin rugăciune. Sau cineva de-a lor, sau măcar au auzit lucruri de genul ăsta. Și hai să nu luăm numai boli. Efectiv, există foarte, foarte multe situații care pot să le descrii ca și o minune. Eu pot să spun că în viața mea au existat multe minuni. Și sunt conștientă de ele și mulțumesc lui Dumnezeu că îmi arată uneori ceea ce ar trebui să fac sau... Și cred că ne arată la fiecare, prin ceea ce simțim. Atunci când facem ceva, când vrem să facem ceva rău, avem așa o emoție în stomac, o neliniște. Oare nu este un semn? Gândește-te mai bine ce faci, că poate nu e calea pe care trebuie să mergi. Dar de ce când facem o faptă bună, ne simțim foarte bine și foarte veseli? Nu este un mesaj? Ai făcut ceea ce trebuie? Și conștiința te ajută să fii exact. În armonie cu tine. Exact. Într-adevăr, mai avem foarte puțin timp sau poate chiar deloc. Rămâne să vă spunem să reflectați pe ultima sută de metri, să căutați în postul ăsta, care deja este spre final, să intrați în armonie cu voi înșivă. Îi mulțumesc Laurei și Violetei că au încercat să aducă energia pozitivă prin propria lor experiență de viață. Sărbători luminate! Și să trăim cu toții așa cum ne dorim, prin Hristos. Nu? Paște fericit! Și mintea deschisă către căutarea adevărului. Așa e.